1200 de kilometri. Super. Va dura ceva. Mergi în relax sau? Cum vrei. Eu mă țin după tine. Am, mă lași pe mine primul, bine. Păi nu, tu ești vedeta acum. Hai că sunt eu vedetă dacă e. M-am văzut și trecut de vedetă ce și eu. Tu ești aici vedeta. Let's go! Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator. Astăzi ne jucăm cu domnul Cătălin aici de față. Mă trăiți. Avem dita cursa de 1200 de kilometri până la Viena. Eu zic să nu mai stăm la palavre și să-i dăm talpă. Haide! Așa, domnule Cătălin, spuneți-ne cum este viața dumneavoastră. Viața mea e foarte bună, era să moară motorul și altceva nimic. Cum ați reușit? Pe mine mă cam saltă ambreiajul în sus. Te saltă? Păi ia Da. fel să nu mai salte. Tu câte tone ai? Am început bine. Eu am 15 tone. Aia e bun. Bă, e mi bun legat două remorci după tractor, bă. Mamă. Și? Cu a 5-a. Ce ai că tras? Deci m-am și mirat când am văzut că tragi cu a 5-a. Bine, acum dacă o tragi discul cu a 4-a. Așa e. Nu, că s-au dus băieții, s-au dus decât și s-au întors pe câte două rânduri. Și gata, s-a umplut chestia aia cu legătoarea. Dă-i descarcă, remorca jumate. Ce facem, ce facem? Face băiatul că, a, păi ne mai ducem, mai întoarcem și gata, asta fură remorca. Aoleu, e clar. Bine că ne-au dat băieții remorca lor. Și... și am rezolvat-o, dar... le-am legat pe amândouă. Am zis că nu mai cobor panta întreg. Dar n-a comentat, bă, să mă împingă remorcile, nu, cred că n-au atâta greutate, dar nu, chiar n-a comentat nimic. E bine, stai că se îngustează banda. Mă așteptam să mă ia târâși sau chestii, dar nu... UTB-ul UTB, nu compari. Corect. Chiar am făcut un test, am vrut să postez și eu ceva pe TikTok și am zis hai să fac o filmare, dar nici acum n-am apucat să editez. Am bătut cu pumnul tare în tabla de la tractor, în tabla de la dubiță și în tabla de la golf. Mamă, deci când am bătut în tabla de la golf, nu m-am văzut-o înduită în două. Așa o vedeam. Mi-era și frică să dau. Și la sunet cum e? Ce ai, că la tractor sărea ăla zi bușonul de la apă. Nu-i bușon, că e ușiță de aia metalică. Sărea în sus, la golf. Mi-era milă să dau. Deci chiar era plastic la golf. Bine, avea și o, mă rog, structura de rezistență e ok, dar capota și ușile și așa, na. Bă! Ce mă, te agățai? Era. Tu direct pe banda de bă, dar ăștia sunt pârnei așa amândoi, uite-te la ei. Ia, ia, ia. Depășește, bă, o dată. Hai că eu dau pe aici, dacă ăla nu vrea. Nu, că eu îmi pun picioare. Depășește, bă! Că o să blocă roboții, nu, efectiv, n-ai cum. Asta sper că nu e nimeni aici, nu e. Hai că vin și eu după tine, că n-ai cum cu ăștia. Nu, că praf ne facem. Nu ne facem. Nu ne facem, ca că avem amândoi volan, ce mama supărării. Păi da, dar zi ce volan ai? Cred că acum ar mai costa vreo 150 de lei maxim. Speed wheel 5 Pro, nu știu cum. Câte grade are? 270. A, pe bun, mă. Și accelerație și frână de cât? Accelerația și frână e ca și din tastatură, exact aceeași chestie. Aoleu. Nici o afacere. Lasă că bun, pe mine mă interesează direcția să fie. Da, așa e, așa e. Că frâna o pun pe toată, o mai ridic piciorul, mai... mai dai șprițuri. Exact. Și fii atent că pot să pun frână și din butoanele de pe ăsta, de pe volan. Dar chiar câte butoane ai? O mie? Am... că știam că așa au volanele vechi. Am 4 butoane aici, încă 4 jos, cred că... ia stai că mică dacă... ba... îs 8 și cu 9 și 2 padele. Practic aș avea 11 butoane. Practic. Da, teoretic nu. Teoretic scrie... cred că-s 12, dar nu știu cum-s 12.
Poate cred că... Cred că ia și ăsta. Ce? Pedalele. A, cred că da. Păi și alea sunt butoane dacă n-au gradiții. Păi sunt butoane, nu sunt altceva. A, e clar. Dă-te, dă-te, trage-te pe dreapta, trage-te gata, pe gata, dreapta! Gata, gata, gata! Pe dreapta! Că muși din tine. Mamă, cum trecuși! Aici cred că merge să dai talpă. A? Până, bă, frână, frână, frână! Păi? Facem dreapta! Să facem! Ia uite-mă! Salut! Bă! Ce apăta? Ia uite cum iau, pe rând. Mă bag și eu la păstăia. Olele, stai că se bagă asta păstă mine. Bă, nebunule. Ia uite, păstă 4 benzi odată. Și acum frână. Vezi că trebuie să facem dreapta, bă. Bă, cam ieși. Și acum frână. A, decât 1% la cei dăduie lui adaugă total. Mamă, intru cu 72. Arsă? Merge, da. Mai redu un pic. 50. Da, băieți. Hai să te mai aștept, că eu... Bă! Ce făcuți, mă, lași? Eu mă uitam în spate după tine. Husei, nu trec să calci pe alea, marcajele. Deci eu cu Rareș avem o boală. Se cheamă plăcerea de a intra în benzinărie cu viteză. Olele? Ia mai dă-i. Păi nu, că sunt depășire. Am 160. Frână! Frână, dreapta! Stai că mă bag peste ăsta. Pe lângă el. Wow! Frână, iară! Mhm, mhm. Cu 120 maxim, nu te juca că e orea să-l pierd. Nu, da, am 90 oricum. E bine. Bă, nu pe aici. N-am luat-o bine. S-am luat-o trebuie bine? Trebuie să ții banda. Trebuie să ții banda. Nu știu dacă am luat-o bine. Nu, ești bine, ești bine. Da. Bă, stânga, stânga, e mi stânga, stânga. Stai că cu ochii stânga, la... La limită. Da, unde? Mamă! Hai că făcui stânga dacă e. Hai până, hai până dreapta, Cătăline. Da, filmez cu Cătălin. Fițar autobuzul. Cum? Mi-e bă, ne tăi eu la față, mă. Și să-mi fiți așa unul remorcăs. Firar al dracu, cine m-a pus să-mi iau după tine? Cătăline, dreapta. Dar vezi că e oprit ăsta? Câmpul a meu! Câmpul a meu! Eu nu mai iau pe acolo. Mamă, ce dusai până câmp. Nu. A, dacă tu luași cu 130, eu iau lejer cu 110. Am 140. Țândări. 11% la tir. 3 la remorcă, 0 la marfă. Hai că e bine. Și mai vin, ține-te că mai vin. Hai că e bine, că încă am a 12-a. Am crezut că nu mai am a 12-a. Nu-ți doresc să ajungi în a 12-a. E nasoală. E nasoală clasa 12. Ia zi, ce mai nasoală, 11 sau 12? Amândouă, părerea mea. Amândouă, depinde. Tu te, am 11, am 11, e ciudat că... O, dracu, mai pune frână, gata, că stai frână în oraș cu oamenii. Așa, zi. Am 11, e nasoală, că stai cu frica că vine a 12-a. Și a 12-a, că vine bacul. Și a 12-a, că vine bacul, tata. Șor, bă, stai că eu mă râd de tine, aici eu nu pun frână. Deci 8 de oară spartă, ia uite și tu. Bă, bă, bă! Da, să mă dreacu și pe mine, că aici trebuie să ne băgăm în curtea asta. Hai, dă-i. E și eu mic și amărât. Nu. Dă, bă, să stâng faza lungă, că morbește. Să încarcă-te. Vreau să te văd aici cum parchezi. Hai, bă, că parchezi ce ai. A, stai bine cu parcările. Am parcat remorcă cu două remorcă cu două remorci. O, atunci ești profesor, ce să mai, nu mai comentez nimic. Dar nu prea văd nimic, că să destunecă, să întunecă asta, ce se atât întâmplă aici? Oameni buni, cam atât ar fi și cu acest episod, nu știu cât am, nu știu de cât a ieșit episodul, cred că a ieșit de vreo 10 minute, 5 minute, în fine, vedem, hai de capul meu. Vedem la editat,
Eu am fost Emi și la tot de mine a fost Cătălin și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa! Zdraviți!